Bine v-am regăsit în noul an! 2024 se anunță un an plin de evenimente dedicate studenților și întregii comunități argeșene. Sub egida Universității Naționale de Știință și Tehnologie, cea mai mare universitate din România, sunt planificate evenimente de rezonanță națională și internațională. La Centrul Universitar Pitești, anul a început cu evenimente marcante. Formă și substanță în luceafărul lui Mihai Eminescu. Sub acest titlu s-a desfășurat conferința organizată pentru a marca Ziua Culturii. Evenimentul a fost plin de momente artistice, precum muzică și, bineînțeles, versurile lui Eminescu. Centrul Universitar Pitești al Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București a marcat cea de-a 14-a ediție a Zilei Culturii Naționale. Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte și Școala Doctorală Filologie, Centrul de Cercetări asupra Imaginarului, Imagines, au organizat evenimentul dedicat poetului Mihai Eminescu. Profesorul Cristinel Munteanu a susținut conferința Formă și Substanță în luceafărul lui Mihai Eminescu. În privința poemului de care ocupăm astăzi, Luceafărul de Mihai Eminescu, sigur că tema poate fi tratată dintr-o dublă perspectivă, dar perspectivele acelea se conjugă. Da, pe de o parte putem să discutăm despre tema formă și substanță din perspectivă lingvistică, așa cum spuneam, și chiar de lingvistica textului, lingvistică textuală, sau dacă vreți în sens larg semiotică, da, examinând textul ca atare, ca manifestare, ca ergon, cum spunea Humboldt, da, ca produs, spuneam, al limbajului concret. Sau din perspectivă filozofică, da? Îndreptându-ne atenția asupra realității pe care o construiește Eminescu acolo, asupra lumii, da? Pe care o creează Eminescu cu ajutorul textului respectiv. Programul artistic din cadrul conferinței a constat în interpretarea unor romanțe de către studenții ai programelor de studiu, teatru și muzică. Lacul codrilor albastru, nu fer galben, îl încarcă. Tresărind în cercul alben, el tremură o bancă. Și eu trec de-a lung de maluri, parcă ascult și parcă aștept. Ia, din trestii să răsară și să-mi cadă pe piept. Să sărim în untrea mică, încânați de glas de ape. Și să scap din mână cârmă. Și lopeți că se scap. Nu credeam să învăț a muri vreodată. Purul tânăr, înfășurat în mantă, ochii mei înălțam visător la steaua singurătății. Când odată tu răsăriși în cale, suferința. Tu, dureros de dulce. Actrița Daniela Anane a recitat poezia glosă a poetului Nepereche. Vreme trece, vreme vine, toate-s vechi și nouă toate. Ce e rău și ce e bine, tu te-ntreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă, ce val ca valul trece. De te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate. În loc de epilog, Eminescu este genul de spiritualitate românească și suntem datori să ducem mai departe opera sa. Dacă Eminescu a apărat cu toată puterea lui limba română, vă rog mai ales pe voi, filologi, viitori, profesori sau guvernatori ai limbii materne, să nu o luați voi la trântă în primul rând, să nu îi lăsăm nici pe alții. 20 de echipe s-au întrecut în cadrul concursului de robotică Haydn Meet, desfășurat la Centrul Universitar Pitești.
Centrul Universitar Pitești al Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București a găzduit în calitate de coorganizator un eveniment de nivel național, competiția de robotică League Meet-ul Hide and Meet. Sâmbătă 13 ianuarie, 20 de echipe din regiunea Sud-Muntenia, asistate de mentori și voluntari, s-au întrecut în sala polivalentă a Centrului Universitar Pitești. Sunteți niște copii minunați. Credeți-mă, sunteți extraordinari. Dar noi astăzi aici ne-am strâns pentru altceva, nu pentru discursuri. O să vă lăsăm pe voi să vorbiți. Noi trebuie să vorbim mai puțin. Așadar, vă urez succes tuturor! Concursul a adus în prim plan creațiile ingenioase ale elevilor transformate în roboți. Acesta este un League Meet, practic este o etapă de sortare a echipelor până la etapa regională, care în cazul nostru o să aibă loc pe data de 25 ianuarie, la București, sperăm. Sunt 20 de echipe venite din județe din regiunea Muntenia, care trebuie să dea meciuri de calificări, în urma cărora se obține un punctaj care îi va ajuta sau îi va încurca la etapa regională. Cu ce este diferit anul acesta față de anul trecut? În primul rând, numărul de echipe a crescut exponențial. Acum am ajuns la 200 de echipe, motiv pentru care Nație prin Educație, organizatorul competiției, a fost nevoit să implementeze acest sistem de League Meet-uri, care să trieze cumva echipele pentru o performanță mai ridicată. Publicul a urmărit jocurile captivante pe teren și a susținut echipele favorite și a putut discuta cu membrii echipelor. Ce costuri presupune un astfel de robot? Păi, o echipă nouă, abia înființată, poate să primească de la organizatorul național un grant de 5.000 de euro. Nu toate reușesc pentru că numărul e limitat și peste pentru a evolua trebuie fiecare echipă să-și găsească proprii sponsori și să strângă cât mai mulți bani să poată să participe. Competiția din acest sezon pare foarte promițătoare pentru echipa noastră, mai ales în meciul pe care tocmai l-am jucat, am reușit să obținem high score mondial. Din experiența mea de human player, a fost foarte stresant să pun pixelii pentru ambii roboți care au fost extraordinar de buni și s-au mișcat extraordinar de bine. Noi ne pregătim pentru ce va urma la regională, cu niște meciuri care vor conta pe mai departe. În cele 30 de jocuri, echipele participante au trecut prin etapele intense ale competiției. Abilitățile tehnice și strategiile de joc ale competitorilor au ținut fanii din tribune la cote maxime de suspans. Câștigă alianța noastră! Cu 311 medaliști! Ascult mondial! Felicitări! Un meci curat! Felicitări! Așa se face! Așa se joacă! Așa e FTC-ul! La finalul competiției, echipa High Five Robotics de la Colegiul Național Lice Brătianu s-a clasat pe locul 1. Technozet Junior a ocupat locul al doilea și Technozet locul 3, ambele echipe de la Colegiul Național Zinca Golescu. Cu un accent deosebit pe educația STEAM, știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică, programul reprezintă cea mai complexă inițiativă pentru elevii de liceu. Pentru al doilea an consecutiv, UPIT Media a fost partenerul oficial al competiției de robotică League Meet-ul Hide and Meet. Mica unire a fost marcată în mai multe instituții din județ, printre care și la Muzeul Județean Argeș, unde a fost prezentă și echipa UPIT Media. Evenimentul s-a încheiat cu tradiționala Hora Unirii, în care s-au prins atât studenții, cât și participanții prezenți în sală. Muzeul Județean Argeș a marcat 165 de ani de la Mica Unire sub forma unui simpozion intitulat 24 ianuarie 1859, Unirea Principatelor Române. Evenimentul a fost organizat sub coordonarea managerului muzeului Cornel Popescu, profesor de istorie la Centrul Universitar Pitești al UNSTPB. În cadrul simpozionului, managerul Cornel Popescu a adus în atenție semnificația profundă a momentului istoric din 24 ianuarie 1859, când a avut loc unirea Principatelor Române sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. A evidențiat importanța acestui eveniment în conturarea identității naționale și în parcursul istoric al României. Ce ar trebui să știe tinerii de astăzi despre Mica Unire? Data de 24 ianuarie este o zi cu o puternică încărcătură istorică, o dată simbol. Este o zi extrem de importantă pentru toți cei care simt românește, pentru că la 24 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza era ales domn al țării românești, după ce în prealabil la 5 ianuarie același an fusese ales domn al Moldovei, iar prin dubla sa alegere se înfăptuia și unirea celor două principate, un ideal secular al românilor. Și trebuie să menționăm faptul că prin această dublă alegere și prin realizarea unirii, practic putem spune că este data la care a apărut statul național român modern. Sigur că Alexandru
Ioan Cuza și întreaga generație, întreaga clasă politică, întreaga societate românească au dorit acest lucru și au reușit să pună Europa în fața faptului împlinit, românii refuzând să fie doar o expresie diplomatică și au devenit o realitate geopolitică. Trebuie să mulțumim înaintașilor noștri pentru aceste sacrificii făcute pentru țară, pentru ca noi astăzi, iată, să ne bucurăm de valorile democratice. Cum a influențat Uniunea Principatelor Române formarea identității naționale românești? Sigur că românii și-au dorit un stat încă de la Mihai Viteazul. Contextul internațional ne-a fost mai puțin favorabil, însă iată, în 1859 românii veneau după un război al Crimeei desfășurat între 1853-1856, un război care a dus la internaționalizarea problemei românești și care ne-a schimbat statutul politico-juridic în epocă, pentru că s-a renunțat la protectoratul rusesc, acesta fiind înlocuit cu un protectorat al marilor puteri. Actul de la 24 ianuarie și nașterea statului național român modern a avut o însemnătate puternică, pentru că de acum românii vor să treacă la o altă etapă, aceea obținerii independenței de stat și, într-un final, bineînțeles, la realizarea unirii tuturor teritoriilor românești locuite de români în cadrul acelui stat. Practic, România la 1859-1860 era o barieră între cele trei imperii care aveau dispute în această zonă, vorba de Imperiul Otoman, de Imperiul Țarist și de Austria, și mai mult decât atât va securiza din punct de vedere geopolitic și Dunărea, comerțul pe Dunăre, pentru că practic acest nou stat care apărea la 1859 avea să controleze și sudul Basarabiei, cele trei județe în sudul Basarabiei, dar și delta Dunării. Un lucru extrem de important care va favoriza comerțul pe Dunăre și care va duce la o dezvoltare economică nu numai a principatelor, dar a tuturor statelor care realizau comerț pe acest fluviu. Și să nu uităm că prin Rin, Main, Dunăre practic era legată Marea Neagră de Atlantic. Cum a fost văzut actul unirii de puterile din afară? Unele puteri au fost pro, altele contra. Evident, dacă ne raportăm la Imperiul Otoman, nu privea cu ochi buni această unire, pentru că Imperiul Otoman era cel care era statul suzeran, atât pentru Moldova, cât și pentru țara românească. Otomanii erau conștienți că prin această unire românii vor dori și independența, adică desprinderea de Imperiu. Austriecii, evident că nu priveau cu ochi buni, pentru că o bună parte a teritoriilor românești, Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureșul și Bucovina se aflau sub stăpânirea acestui imperiu și evident că prin crearea unui nucleu statal românesc și prin întărirea acestui nucleu, românii din aceste provincii și-ar fi dorit unirea cu nou stat, cu România. Rusia, în urma războiului Crimeei, era într-o izolare diplomatică și va susține ceea ce susținea și Franța, deci practic va susține, vrând volens, nolens, va susține această unire. Franța a lui Napoleon al III-lea este cea care a dus la internaționalizarea problemei românești și care au susținut problema românească și care au susținut România în acest demers și au fost alături de noi. Marea Britanie inițial a fost împotrivă, s-a ajuns și la un compromis la Osborne între regina Victoria și împăratul Napoleon al III-lea al Franței. Până la urmă a fost nevoită să accepte, pentru echilibru de forțe de pe continent, să accepte această nouă realitate. Germanii și italienii erau în aceeași situație ca noi, doreau să-și formeze, să-și consolideze state naționale și au sprijinit pe români și au fost de acord, pentru că astfel se crea un precedent și i-a ajutat și pe ei la realizarea statelor, propriilor state naționale. Cu ce a contribuit Uniunea la modernizarea țării după? Sigur că odată cu realizarea dublei alegeri și a unirii celor două principate, Cuza și clasa politică românească era nevoită să adopte legi, să înființeze instituții, pentru că tânărul stat trebuia să se modernizeze, de fapt întreaga societate din România trebuia să se modernizeze și trebuia să și progreseze. Cuza, știți foarte bine că este autorul marilor reforme, reforma învățământului, reforma electorală, reforma agrară, pentru prima dată în acest spațiu, reforma puterii judecătorești, reforma armatei. Practic, Cuza este cel care reformează aproape toate domeniile vieții. Înființează instituții noi, consiliile județene, spre exemplu, Curtea de Conturi, CECU, prima instituție financiară pe teritoriul național, pune bazele arhivelor,
statului și așa mai departe. Toate aceste lucruri vor duce la modernizarea României, însă cu zare o domnie scurtă, din 24 ianuarie 1859 până în 11 februarie 1866. Din fericire pentru noi, Carol I, cel care va veni pe tron, va continua reformele lui Cuzar și va duce la dezvoltarea statului român și 48 de ani de domnie și în timpul său se va obține și independența de stat. Muzeul a organizat, de asemenea, o microexpoziție intitulată 24 ianuarie 1859, Unirea Principatelor Române, care cuprinde plachete și medalii dedicate domnitorului Alexandru Ioan Cuza, precum și unitatea de măsură OCAUA din timpul domniei sale. În cadrul evenimentului, elevii ai Colegiului Național Zinca Golescu, coordonați de profesor Eugen Ias Greabăn și profesor Marius Cărjan, au adus în prim plan momente cheie ale istoriei naționale și personalități marcante implicate în procesul de unificare. Unirea Principatelor Române a avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea și reprezintă unificarea vechilor state, Moldova și Țara Românească. Unirea este strâns legată de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza și de alegerea sa ca domnitor al ambelor principate pe 5 ianuarie 1859 în Moldova și la 24 ianuarie 1859 în țara Românească. Totuși, unirea a fost un proces complex, bazat pe identitatea culturală și istorică între cele două țări. Procesul a început în anul 1848, odată cu realizarea Uniunii Vamale între Moldova și Țara Românească, în timpul domnilor lui Mihai Sturta, respectiv Nicolae Pipescu. Dezvoltământul războiului Crimeei a creat un context favorabil realizării Unirii. Votul popular favorabil Unirii în ambele țări, rezultat în urma unor adunări ad hoc în 1857, a dus la Convenția de la Paris din 1858, o înțelegere între marile puteri, prin care se acceptau uniunea formală între cele două țări, care, deși cu guverne diferite, aveau unele instituții comune. Singura condiție era că principatele trebuiau să se numească Principatele Unite Moldova și Valahia. La începutul anului următor, Alexandru Ioan Cuza a fost domnitor al Moldovei și Țării Românești, aducându-le într-o uniune personală. În 1862, cu ajutorul unioniștilor din cele două țări, Cuza a unificat Parlamentul și Guvernul, realizând unirea politică. Procesul de unificare a continuat și după înlăturarea sa de la putere, în anul 1866, atunci când pe tron a fost adus și numit principe Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, Constituția adoptată în acel an denumind noul stat România. Domnia lui Cuza Vodă a fost caracterizată de o nerăbdătoare dorință de a ajunge din urmă Occidentului. Efortul domnului și al sprijinitorilor săi a întâmpinat rezistența forțelor comune conservatoare și a inerțiilor colective. Mai grav, el stă sub semnul provizoratului, căci domnia lui Cuza este percepută ca pasageră. Țara a vrut un domn străin, l-a acceptat însă pe cel autohton, dar n-a renunțat la vechea doleanță. În așteptarea contextului prielnic, ea îngăduie un provizorat. Corul colegiului, condus de profesorul Cornel Dragoș, a oferit un spectacol artistic cu relevanță tematică plină de sensibilitate.
Finalul evenimentului 24 ianuarie 1859, Unirea Principatelor Române, a fost marcat de tradiționala horă a Unirii, în care s-au prins atât studenții de la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte a Centrului Universitar Pitești, cât și participanții prezenți în sală. Prin această inițiativă culturală, Muzeul Județean a reușit să aducă în prim plan trecutul glorios al țării și să ofere participanților ocazia de a reflecta asupra moștenirii istorice și a valorilor care au contribuit la definirea identității naționale. Perioadă încărcată de emoții pentru studenți. Aceștia se află în plină sesiune și fac tot posibilul să treacă cu brio peste această perioadă. La Centrul Universitar Pitești, clopoțelul academic marchează sesiunea de examene, perioadă intensă și încărcată de emoții pentru studenți. Numărul mare de examene, cursurile care trebuie învățate sau emoțiile primei sesiuni sunt frământările pe care le au studenții. Participarea la seminarii în timpul semestrului, dar și o bună organizare a oralului de învățare pot face ca examenele să fie promovate. Emoțiile pe care le au studenții sunt mari indiferent de anul de studiu. O bună organizare a timpului, în funcție de calendarul examenelor, este cea mai bună soluție pentru a obține rezultatele dorite. Cum este prima sesiune pentru tine? Un pic stresantă, foarte stresantă, nu puțin. Mă agită un pic. Cum te-ai pregătit pentru examene? Tocesc. Că altfel nu prea reușesc să învăț. Ce le recomanzi colegilor tăi? Să învețe din timp. Să vă pregătesc pentru că timpul e puțin, între examene sunt decât 2 sau 3 zile și ca să te pregătești total durează. În ce an ești? Întâi, management. E prima sesiune pentru tine. Cum crezi că va fi? La ce va fi cel mai greu? La cea mai grea materie, părerea mea, să te pregătești statistica economică, total. În toți anii de studiu ai avut vreo întâmplare, nu știu, amuzantă, ciudată, din sesiune? Noi am avut mai multe întâmplări amuzante din cauza că noi am prins pandemia și noi am avut un an și ceva online. Și au fost destule momente amuzante și plăcute în același timp, deși nu a fost la fel ca și cum este fizic, dar a fost ok. Ce sfaturi ai pentru colegii tăi mai mici care sunt în prima sesiune din primul an? Să fie concentrați și în același timp relaxați, să nu fie foarte speriați că totul va fi bine și o să termine cu bine. Să nu se streseze, să învețe înainte de examene și totul va fi bine. Sesiunile vor trece, se bucure de anii studenției. Cum te-ai pregătit? M-am pregătit bine rău de tot, 2 zile nedormit, dar m-au mai ajutat și colegii la câte ceva. Viața de student în general și sesiunea în special sunt mai ușoare când ai alături aliați de nădejde, cum ar fi Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră. Aici, studenții pot apela cu încredere atât pentru consilierea psihologică, cât și pentru a-și găsi vocația. Cum ar putea să se pregătească ca strategie de abordare a unui examen? Tinerii care testează pentru prima dată acest tip de emoție. Evident că într-o primă interacțiune cu universitatea, gândul că urmează sesiunea e cel care îl sperie pe student. Ce facem noi în cadrul ședințelor CCOC în perioada de presesiune, tocmai în acest punct, încercăm să creștem pentru ei zona de încredere, să-și evalueze nivelul de abilitate, nivelul de cunoștințe, astfel încât după această zonă în care se și desfășoară examenele parțiale, să aibă un feedback real, autentic, asupra muncii pe care au depus-o. Iar în perioada de sesiune, cel mai bun mijloc și cea mai bună modalitate de evaluare a zonei acestei emoționale este confortul dat de experiența lor cu profesor. Acestea au fost principalele evenimente din mediul academic și de la Centrul Universitar Pitești. Vă invităm să ne urmăriți pe www.upitmedia.ro și pe Facebook UPIT Media.
Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!